Miercuri, în sala de conferință a sălii polivalente din Craiova, managerul general al CSU Craiova, Felix Grigore, împreună cu antrenorul Emil Săndoi, l-au prezentat oficial pe bulgarul Popov, un fundaș de 34 de ani venit de la CSKA Sofia. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Felix Grigore a răspuns întrebărilor venite din partea mass media locală cu privire la statutul fotbalistului Simon Mazarache. Oficialul oltean a ținut să precizeze că mușceleanul se află în probe, el fiind urmărit în mai multe jocuri de la Liga a III-a de către departamentul de scouteri al clubului și au fost mulțumiți de evoluțiile lui. Jucătorul venit în probă este un jucător căruia noi am dorit să-i dăm o șansă. Este un goal-getter la echipa lui de club și să dăm o șansă unui copil să facă pasul de la Liga a III-a la Liga a I. Este un jucător pe care noi încă nu l-am luat, este doar să-l vedem, antrenorii să-l vadă și să spună o părere. Dacă vom considera că este pentru prima echipă, îl vom lua la prima echipă. Dacă considerăm că este ceva de viitor și mai trebuie să mai joace la echipa a doua, îl vom lua pentru echipa a doua. Dacă nu și nu este pentru Universitatea Craiova, nu va rămâne la noi. Simon Mazarache a plecat joi, imediat după antrenamentul de dimineață, împreună cu ceilalți jucători olteni spre București, urmând ca vineri, la primele ore ale zilei, să decoleze spre Austria, acolo unde timp de 15 zile va efectua stagiul de pregătire montan. Ex-atacantul mușcelean a trecut testele medicale cu brio, având unul dintre cele mai bune rezultate medicale. În jocul școală de miercuri, Simon Mazarache a reușit să înscrie de 6 ori, fiind catalogat de către antrenorul Emil Săndoi ca fiind viitorul goalgetter al științei. Cel mai probabil, în cantonamentul din Austria, Simon Mazarache va semna contractul vieții lui. Principalul finanțator al științei, Mihai Rotaru, va înainta zilele următoare o ofertă de transfer clubului mușcelean, oficialul oltean fiind plăcut, impresionat de calitățile jucătorului. Simon Mazarache a îmbrăcat tricoul echipei Mușcelul Câmpulung în 21 de jocuri oficiale și a reușit să marcheze de 12 ori, fiind goalgetterul la zi al echipei.